Welcome home. Hai, hai. Bine ai venit acasă. Are ăsta micu niște ochi. De-abia l-am cunoscut și simt că-l iubesc de nu mai pot. Oh. Matei Bogdan, Andronic, ia uite. Pardon, Matei Bogdan Constantin. Vezi, s-a și supărat. Bine, mă. Scuze, dacă nu vă deranjez, am venit să-l cunosc și eu pe Bebe. Merușul Andrei trebuia să fie al meu și din cauza ta. Pentru că tu m-ai convins să te ajut. Acum sunt singură și nu o să mai pot niciodată să fac copii. Mihai, trebuie să ne hotărâm cum îi zicem. Bogdan, ca pe tatăl tău. Ce e? Ai 38/7. Nu e bine deloc. Mă duc să cheam doctor. Nu mai vreau doctor, nu mai vreau spitale. Vrei să-ți cunoști copilul? Ascult. Tu nu ai vorbit serios aseară, nu? Ba da. Păi, pe bune, tu nu ești sănătos la cap. Nu putem să facem așa ceva. Oare? Tu auzi ce zici? Mm-hmm. Cum să furăm un copil? Dacă nu era Adela, acum erai mamă.
Ia gândește-te. Cum ar fi fost? Știi că mă gândesc la asta în fiecare zi. Da, știu. Dar asta nu înseamnă că putem să furăm un copil. Să-mi aduce aminte când am fost în ziua la ecograf și ți-ai văzut fetița. Mai ții minte cum sunau bătăile inimii ei? Ce nu face asta? Dacă nu era Adela, acum îți ține bebelușul în brațe. E dreptul tău. Nu, tu vrei doar să te răzbuni. Nici măcar nu vrei copii. Vreau să stau ce-ți dorești tu. Și dacă se întâmplă să fie ce-mi doresc și eu, cu atât mai bine. Da, mai vorbim despre asta. Trebuie să plec la televiziune. Să știi că nu o să mă răzgândesc. Sunt convins. Căline! A, aici erai. Ce faci, bro? N-am știut că vii pe aici. Cum e Marta? A, e bine. A fost doar respirator. Știi că nu o doboară nimic așa ușor pe Marta. Dar lasă asta. Vin cu vești bune. Vești bune? Wow! Ok, zi. M-am gândit să-ți propun. Așa. Să fii nașul lui Bogdan. Pe bune? Sigur că da. Ești fratele meu, nu? Bro, nu pot să cred. Mulțumesc. Să știi că e o onoare să fiu nașul Bogdan. Adela? A fost de acord? Da, sigur, a fost de acord imediat. Nu există persoană mai potrivită ca tine. Așa e. Băi, Floppy... Nu, așa e. Felicitări, bro. Eu vă las. Dar nu-i nevoie. Poți să rămâi cu noi, nu? Nu, că am o treabă de rezolvat. Da. Spor la treabă. Țineți în pumnii. Pa. Pa. S-a supărat, nu? Nu. Probleme. Se tot gândește la Livia în ultima perioadă. Și acum Adeluța o să-și boteze bebelușul creștinește, așa cum se face, ca să-l ferească de toate relele. Și-au găsit naș? Fată, știu că eu m-am oferit să-l botez eu. Dar acum, na, trebuie să se hotărească și ei. Păi, nu se obișnuiește să fie fratele sau sora? Păi da, o să fie Ciulin nașul. Ciulin? Da, fată. Nu știu, ți-am zis că eu m-am oferit să le fiu eu nașă. Păi da, fată, dar nu merge, că trebuie să fie fratele sau sora. Păi da, fată, el este nașul și eu nașa. Ce mare lucru. Să știi că trebuie să plec. Deja? Păi ce să mai fac? Păi nu știu, ziceam să mai stăm puțin împreună. Păi să facem ce? Ai dreptate, n-avem ce să facem, da? Nu știu, mă simt așa... mă simt abandonat, știi? Da, și folosit. Păi n-ai zis tu că nu e bine să ne fim văzuți în public? Ce e cu schimbarea asta bruscă așa? Și drept așa am zis, dar mama, chiar simt nevoia să stau cu tine. N-ai treabă? Scuză-mă.
Păi vezi că ai treabă? Da, abia așteptai să spui asta, nu? Alo, da. Da, eu sunt. Vă sunt de la laborator. Am făcut testele pentru substanțele din cele două flacoane de pastilă. Și? Voiam să vă anunț că mâine o să fie gata rezultatul. Da, am înțeles. O să vin eu personal să le ridic de acolo. Mulțumesc mult. La revedere. Vreau să știu și eu pentru ce ți încasezi tu salariul de producător. Pentru audiența asta mizerabilă de la emisiune? Ce explicație ai? E simplu, Adi. Păi de la afară atunci cel mai ții. Nu eu l-am angajat. Dar nu mă interesează cine l-a angajat! Tu ești responsabil de emisiune, tu te ocupi. Sau vrei să te dau pe tine afară? O, știți ceva, domnule Rădescu, că până la urmă nu eu iau deciziile într-un sus ăsta. Nu cu mine ar trebui să vorbiți, și cu Paul Andronic, că el l-a angajat pe Adi. A, nu e vina ta, nu? Păi, nu. Normal că nu. Că nimeni nu-și asumă nimic în țara asta. Nu mă interesează. Nu știu ce a fost în mintea lui Paul să-l angajeze pe prostul ăla, dar tu ești responsabil și vreau rezultate, înțeles? Păi, rezultate avem, dar nu sunt bune. Hai, ieși afară. N-am timp. Bună, Livia. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Ești foarte drăguță în seara asta. În dimineața asta... Bună. Nu. Ce părere ai avea dacă ne-am... Ar fi ciudat? Ți s-ar părea? Nu, lasă-mă că mă descurc mai bine singur, îți mulțumesc. Ai fost cea mai ieftină psihologă. Scuze. Mersi mult. Să-mi ții pumnii. Adună-te, frumpule! Adună-te! Ce părere ai dacă... Ți s-ar părea... S-ar părea nebunesc. Da, nebunesc. Ți s-ar părea nebunesc dacă noi am... Ce zici? Bună, papi. Bună, ce faci? Am avut și zile mai bune. Și tu? Da, tu ce ai pățit? Păi Mihai l-a ales pe Călin în locul meu să fie naș. Nu pot să cred. Și Adela a ales-o pe mama. Pe bune? Da. Să știi că noi am fi fost cea mai tare echipă de naș, frate. Soră? Da. Câteodată îmi pare rău că m-am întors în țară. Mai bine rămâneam în Spania la Luca. De ce să rămâi în Spania la Luca? Că mi s-ar fi făcut prea dor de tine. Ești simpatică. Da? Păi atunci vreau să... Ți s-ar părea nebun. Probabil. Esc. Dacă vrei să te muți cu mine? Cu tine? Da. Frate, dar atunci măcar nu ai un loc de muncă. Adică cum am putea să ne mutăm împreună? Acasă. Ne mutăm acasă. La Mihai. La mine, până la urmă. Ce locuim împreună? Și știi care e chestia? Că poate asta te deranjează. N-am putea să... E dormitorul lui Mihai liber. Ai putea să... Să dormi acolo. Dar n-ar trebui să-i întrebi și pe ei mai întâi? Mai întâi să aduci pe altcineva în casă? Lasă-i. Noi suntem o familie și eu o să mă înțeleg cu băieții. Vreau doar să știu dacă și tu vrei. Hm? Adevărul e că nu mi se pare o idee rea. Adică vrei să te muți cu mine? Atâta timp cât am camera mea.
Da, ai zis. Camera ta. Aoleu, s-am stat pe geaca ta. Da, normal că e camera ta. Scuze. Mă duc să beau ceva. Să bem ceva. O să iau ceva... o sticlă. Ana? Pot să vorbesc cu tine ceva? Sigur, e despre Marta, e rău? Nu, e ok. E... mă rog, vreau să-ți spun despre ce mi-a propus Marta. Mi-e și frică, ce s-a propus? Să renunț la postul de la televiziune și să mă apuc de o școală post-liceală de asistente medicale. Serios? Da. A zis că mi-o plătește ea. Ce-ar face asta? Habar n-am, nu știu, zice că sunt înzestrată, că am dar de la... Asta așa e. Da, eu nu vreau să renunț la postul de la televiziune. Rudi, e decizia ta. Tu știi cel mai bine ce-ți dorești acum. Hm? Nu știu, nu prea mă văd la școală. Mă rog, mie nu mi-a plăcut niciodată școala. Pentru că erai tânără și aveai alte preocupări. Poți să-i zici pe nume. Bali. Hai că vă las. Bună, Adela. Bună. Mitu, ce faci? Bună. Aici? Am venit să vorbesc cu Adeluța. Da. Am auzit că îți cauți nași la copilaș. Da, am găsit deja. Mă bucur. Cine e? Călin. Și Delia. Delia e nașă la copilaș? Da, de ce? Nimic, eram doar curios. Ne vedem la botez. Pardon. Ce faci, Delia? Iar te-ai distrat singură? Știi cine o să fie nașă? Am aflat. Și? Te oftici, a? Ești geloasă? Păi de ce? Că eu să fiu, mi-a propus Adela. Ia uite, în față de nașă. Chiar credeai că o să fii tu? Oh, nu! Hai că mi-e milă de tine! Pardon! Bună, mamă, pa, mamă! Livela, ce faci cu trollerul ăla? Mă mut la Floppy. Livia, unde pleci? Livia! Deranjez? Nu, no, dimpotrivă. Te rog, ia loc. Și cum merg treburile pe aici? Domnul avocat, merg foarte prost, deci bine. Lucian suspectează ceva? Nimic. Ăsta... puștul ăsta, Adi, vrea el să plece, să-și dea demisia, da? Îl mai ținem pe aici până se prăbușește de tot audiența. Păi, el are un contract semnat. Pe 2 ani? Atunci n-are cum să plece. Absolut. Deci lucrurile merg în continuare așa, da? Până o dăm de gard complet. Lucian va fi obligat să vândă, da? Că nu pierde el bani. Îl mai sugerăm și noi chestii trestii până apare cineva, da? Se cumpere. Și ai găsit pe cineva? Mai avem ceva timp. Găsim. Tu ești trist, obosit? Nu, nu. Ce? Vreau să vorbesc ceva cu tine. Ce, ceva de acasă? Cu Bogdanel ceva sau cu Adela? Nu, 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 nu. Călin are o teorie. El crede că pastilele Ralucăi au fost schimbate cu unele mai puternice ca să îi se însceneze o sinucidere.
Așa. Și crede că sunt aceleași pastile care au ucis-o pe Mona. Paul, iartă-mă, n-am vrut să-ți amintesc de Mona. Nu, mai stai liniștit, nu e de asta. Doar că de fiecare dată când îmi apare chestia asta, mă gândesc că sunt atât de norocos că am pe Ana Maria, pe Adela, pe Bogdanel, pe tine. Iar și pe maică-mea, o am lângă mine și... mă gândesc că sunt mai fericit decât înainte. Și parcă nu e corect. Nu? Dar poate că de-aia ar fi mai bine să facă lumină și în cazul ei. Da, bine, hai, hai să mergem la ei noștri. Hai. Mă duci și pe mine acasă? L-am lăsat pe Ilie cu mașina să plece sau la maică să la cimitire. Da, sigur, hai să... Hai. Gata. În sfârșit, liniște. Auzi, da, ție nu ți-e frică să-l lași așa, singur? Dacă doarme. Și ce noroc că e așa de liniștit. Nici n-aș fi putut să-mi doresc un copil mai cu mine. Da, chiar aveți noroc. Ce faci, Fila? Ce aere ai? Ce faci, Andrie? Ce face fetele? Ce e, băi, mamă? Păi... Păi am căutat pe-n toată casa, păi. Hai da. Hai da unde? Hai să te scoți în oraș, să nu mai te văd botoasă. Ieri la cât mi-ai bocit, am zis că te arunci în lac. Ce, erai supărată din cauza mea? Nu. Da? Mama. Ce fel, de ce nu-i zici? Da, zice. Vrei să zic eu, uite. Uite care-i treaba, Adelu. Ei se poate. Tu nu te gândești acolo și acolo să pui fetica nașă la copil pe capra aia de Delia? Cine ți-a stat alături Adelu? Atât amar și amar de timp. Ai? Asta nu mai pui la socoteală. Ce sacrificiu a făcut? Mare! Mama. Pentru ce? Pentru mine? Nu, pentru tine, Adelu! Mama, sunt bine, da? Te rog eu, hai. Vezi-ți de treaba ta. Gata, nu-ți. Că nu ajuns cu nimic. Mă, lasă-ne în pace, te rog. Asta în casă cu Adela și cu copilul. Ce-am vorbit noi? Asta vrei tu? Deci tu asta vrei să fii dădacă la copilul la alta. Foarte bine. Înțeleg de ce îți faci așa. Așa e, parcă nu știi. M-am obișnuit. Dar oricum nu face din răutate. Problema e că ea crede că ajută. Să moară, baby. Tu chiar ți-ai pus pe picioare? Da, da, ce e? E să te văz mărtul, iată. Vezi, ai băgat cuțitul la față, ai? Ce ți-a făcut aceea? Ți-a tras, ți-a făcut nod? Ia să te văz. Unde? Da, sunt ca nouă. Să zicem. Putea să ridice un pic mai mult de aceea. Dar tu ce faci? Ai venit aici ca să-mi faci inventarul la riduri? Tu să zici acolo, mersi, am trecut să te văz. Poftim mai văzut, sunt foarte bine, ești mulțumită? Poate ai și tu treabă, să te duci în ale tale, să nu te rețin. Păi, am treabă, dar sunt 4 ani de magazin. Adică îmi fac programul după cum vrea mușchii mei. Tu acum cu ce te ocupi? A? Adică, cum cu ce mă ocup? Păi da, bă, ce să mai faci? Tu putere nu mai ai. A? Să e, ce, dar mai dai un smac și aștept să mori, Martu. Am timp mai mult pentru nepoți și strănepoți. Nu ții.
Aia nu mă fac cu asta. Care repuză, ăla e în Spania, unde Adela are familie ei. Aia, maidaneza aia mică, greagă. Pe unde e? Nu știi. În? Păi, auzi, fii atentă ce-ți propui eu. Uite-te, eu... Păi, cine m-a sortat amândouă? Ce e, vezi? Fii atentă. Te iau cu mine la bufet, la mine, la Butimanu. Avem și program artistic. Hai că poate găsești și tu acolo și la un tătăiță să te mai frăgezească un pic, băi, te bagă în spate la șuleț. Ieși. Ce? Ce te-ai supărat? O, ăla mai glumea și... Ai, Marto, știi ce? Să zici mersi, Marto, dacă la vârsta ta mai prinzi cu un șulete. Hei! Bună! Ce? M-a sunat la scoaie, știi rezultatele. Acum merge către laborator. Hai să mergem. Nu așteptam să ne sune? Nu știu, nu mai am răbdare. Călin, dacă ne agităm degeaba. Hei. O să vezi că e așa cum am crezut noi. Îți promit. Ok. Hai, că oricum voiam să ies din casă. Hai. Hei! Unde plecați, mă? Cam. Uită-te și tu, ăștia n-au pus micul dejun. E ora prânzului. Mai rău. N-au pus prânzul. Ce fel de om face asta? Vrei să comandăm? Da. Mâncăm sus. Da. Hai. Știu că ești încă supărată că am ales-o pe Delia, da? Tu o să fii mătușa copilului. E mai bine așa. Da, înțeleg. Ți-am mai zis. Hai să nu mai vorbim despre asta. Cred că s-a trezit. Mă duc să văd ce are, că a fost cam agitat azi. Mm. Și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Dacă ne-ați urmărit. Dacă nu, pe mine mă găsiți și online. Ce glumeț este astăzi, Adi, cum încearcă el să-și facă reclamă. Să aveți o zi minunată, dragilor! Hei, stop! Am ieșit din emisie, mersi! Ce face, Adi? Îți faci reclamă aici, pe post? Ți se pare normal? Dar tu de ce crezi, măi, că sunt aici? Deși să știi că am început să pierd din follow-uri de când apar cu tine. Hai pe bune! Hai să lăsăm prostiile, că trebuie să eliberăm platoul. Stați puțin, că vreau să vorbesc cu voi. Dar ce e, ce s-a întâmplat? Vreau să fiu cel care vă spune. O să trec pe la toate echipele, dar... Cum voi face cel mai prost rating, o să încep cu voi. Ce mai prost? Chiar da, și nu mi-arte de glume. Dacă o ținem tot așa, va trebui să vindem. Să vindem? Ce să vindem? Avem sponsori? Ce să... Postul, dragă, ce să vindem? Păi cum? Păi și cu noi ce o să se întâmple? Depinde doar de voi. Da. Să ajungem noi acolo și vedem. Hai, spor la treabă. Eu oricum fac mai mulți bani din online. Mai taci, mă. Știu eu a cui e vina. A cui? Planul final e cam așa. O să vrea să vândă... Trebuie să vă zic ceva. Stai puțin, nu mă aclipă. Deci, o să vrea să vândă dacă vindem toți. Bun, eu i-am zis deja... Delia, stai. Eu i-am zis deja că vând. Și eu. Și vorbesc cu un coleg de facultate, ca să facă el actele. Și să nu bată la ochi, știi? Bun, perfect. Stai puțin. Firma care o să cumpere, fii atentă, o să-mi cedeze mie tot, da? Și pentru că trebuie să redau ceva, în schimb, 10% din profit pe 3 ani. E ok? Bun. Și așa scăpăm de Lucian de la televiziune. Poate scăpăm de el de tot. Cum e posibil că Alasco să demonstreze că Lucian a omorât-o pe mine. Cum? Ia acum la laborator, se pare că fata asta, Raluca, fiica senatorului,
a fost otrăvită cu aceleași pastile. Da, mi-a zis Călin ceva. Și de ce află abia acum? Pentru că nu e nimic sigur încă. Și dacă o să fie, ce se întâmplă? Ce urmează? O să redeschidă ancheta și... Deci ea ajunge la pârnaie în sfârșit. Yay! Mai mic, cât am vândut noi astăzi pe caiet? Nimic, nu mai dau pe caiet. Doar cu bon fiscal, că nu mai am chef de un control. Păi și noi astăzi numai atât am făcut, 210. Nu, dar a trebuit să plătesc factura aia la făină, că era neplătită de o lună. Păi, dar câtă făină cumperi tu? Păi câtă trebuie? Ți-am adus un ceai cald. Mersi. Mai e nevoie de altceva? Nu, nu, e ok, că s-a liniștit. Auzi, da, mai stați mult? S-a făcut cam frig. Nu, o să intrăm în câteva minute. Știi ce? O să fac foc în șemineu și se încălzește, bine? Da. Ești bine? Da, da, sunt ok. Bine. Hai, vă aștept. Da. Începe de undeva. Nu înțeleg, de ce nu zici nimic? Pentru că nu știu cum să formulez. Prezintă faptele că deduc eu o întrebare. Bun. Raluca Eftimie. A fost otrăvită cu aceea substanță cu care a fost otrăvită Mona. Luau aceleași pastile? Nu. Raluca avea pastilele ei. Cineva trebuia să scape de ea. Dar... Toma. Inițial așa ne-am gândit. Dar ce nu înțeleg eu, de ce ar vrea Toma să scape de Mona? Și eu ce motiv aș avea să le omor pe amândouă? Păi nu știu. Tocmai de asta ne aflăm aici, nu? M-am hotărât. Da? În legătură cu ce mi-a propus Marta. Așa și accepți, da? Cred că da. Cum mă cred că? Da, accept. Știam eu că așa e cel mai bine. Da? Și mie de ce nu mi-ai zis? N-am vrut să te influențez, dar e cel mai bine. Tu asta știi să faci. Tu ai grijă de oameni. Ție îți pasă de oameni. Uite și Marta. E vie din cauza ta. Datorită. Datorită. Doamna Marta! Hai, mă, pune jos, nu? Așa. Vă rog frumos. Ce faceți, dragă? Vorbiți la lumina lumânărilor despre mine, hă? Nu e nevoie de o incantație, că sunt vie încă. Fată, ți-am zis că nu te pricepi. Păi lasă-mă în pace, nu mă mai freca la melodie. Unde-i tabloul?
Ți-am zis că astea sunt siguranțe noi. A, și n-ai cum să te pricepi tu la ele. Ți-am zis sau nu ți-am zis? Păi, zi tu, zi-mi, unde-i tablou, înțelegi? Ce tablou? Doamne, ce tablou? Carul cu boi. La ea, bă, tablou, vei, circuitele. Ce mă întreb, fată, cu oamenii de circuite? De unde vrei să știu eu ce e aia? Doamne, maica mea, să, păi, tu stai de un milion de ani în casa asta și tu nu știi unde-i tablou, de acolo. Ce mă cu bezna asta aici? A căzut curentul, Ilie, aia e. Te bagi să explici, nu te pricepi. A sărit o siguranță. Las că rezolv eu, dă-te la o parte. Bine, nu e, că e de astea moderne. Păi eu le-am pus. A, mă rog, eu sunt pe clasic. Ai văzut, fă? Ilie, te ajumă? Nu, mă, stai acolo. S-a luat curentul. Da, nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat. Probabil că nu s-a plătit, nu știu. Și că e de la o siguranță. Ei, ce minune! Dacă am apărut eu, am adus și lumina, normal. Stingeți acum lumânările, că nu suntem la morți, da? Doamnă, după aș vrea să vorbim și noi două ceva. Te rog, spune. Ce? E ceva secret? Ce? Mă, spune. Ce s-a întâmplat? Accept. Să renunț la televiziune și să mă înscriu la școala de asistente medicale. Da. Am știut eu că ești fată deșteaptă. Gata! S-a rezolvat! Doamne. Era o siguranță sărită. Da, vedem și noi, Ilie, că nu suntem chioare. Ești că mai în Doamne ferește! Iertați-mă, vă rog, am zis că... Doamne ferește! Unde ai fost? La măsa în praznic, unde să fiu? La vecini. Să le fac lumina. E cu eu o bucătură n-a dat? E la mine. Tu ce mi-ai adus? Nimic. Ce adică nimica? Vrei tu ce faci aceea? Mă vrei slabă și mă înfometezi? Hai! N-am mai putut să stau acolo. Am vin repede acasă. Că te-a luat torul brusc de mine, a? Trebuie să vorbim. Ce-mi faci tu mie aceea? Mă amețești cu vorbe? Că ce? Că uiți de mâncare? Hai! Nichi și cu Micu, Michi și cu Nicu ne-au mințit. Au umflat facturile să ne păcălească. Ce-a făcut? M-a umflat facturile să ne păcălească. Ce mă dracu, Doamne, iartă-mă! Las că vede ei. A umflat facturile să ne păcălească. Bogdan!